dragi persoane consacrate, iubiți frați și surori în Hristos, dragi ascultători! Celebrarea Înălțării Domnului este motiv de bucurie pentru toți cei care cred în Hristos, în misiunea Lui, care L-au însoțit în zilele sale pământești și L-au întâlnit după învierea Sa din morți. A venit pe pământ să-i răscumpere pe oameni și să-i înalțe la demnitatea pe care au avut-o la început. A ales drumul umilinței, al înjosirii și al slujirii pentru a-i face părtași pe oameni de gloria Sa, de misiunea Sa. Lecturile care au fost proclamate în această sărbătoare ne prezintă pe scurt o parte din misterul vieții lui Iisus cu privire la ridicarea Lui la slava Cerului. Vorbind despre înălțare, suntem tentați să credem și să ne închipuim că El se duce departe, se separă de noi, lăsându-ne singuri pe pământ. La acest gând par să ne ducă cuvintele celor doi oameni îmbrăcați în haine albe din Faptele Apostolilor. Bărbați galileieni, de ce ați rămas cu privirea căutând spre cer? Ca și cum El ar fi dispărut cu totul și nu ar mai putea fi văzut. Ei îi asigură că nu trebuie să se îngrijoreze, pentru că acest Iisus pe care L-ați văzut ridicându-se la cer, tot astfel va reveni. Se adeveresc astfel cuvintele pe care Iisus le spunea cândva acelorași apostoli și ucenici încurajându-i: vă voi revedea și se va bucura inima voastră, iar bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Evanghelistul Matei relatează în puține cuvinte aceleași moment al înălțării, al glorificării și plecării lui Iisus la Tatăl, așa cum anunțase de mai înainte. Însă ceea ce subliniază mai mult este misiunea pe care El le-o încredințează ucenicilor. Venind spre ei, Iisus le-a spus aceste cuvinte: mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Mergeți așadar, faceți discipoli din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Învățați-i să păzească toate cele ce vi le-am poruncit eu. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Iisus se înalță de-a dreapta Tatălui, ajunge în slava Sa, dar nu se îndepărtează de ai Săi, ci rămâne cu ei. Mai mult, le încredințează o misiune nobilă. Îi alege și îi trimite să-i țină locul, să-L facă cunoscut tuturor popoarelor. Înălțarea lui Iisus nu înseamnă așadar îndepărtarea Sa, ci reprezintă o prezență nouă în lume, o prezență nelimitată de timp sau de spațiu, o prezență realizată de Duhul Sfânt, Spiritul Adevărului, al iubirii și al comuniunii. Noi știm că atunci când a venit la noi, a venit să fie Emanuel, Dumnezeu cu noi, dorința Lui fiind aceea de a rămâne mereu cu fiii oamenilor. Odată cu înălțarea Sa, nu încetează să lucreze în istorie, ci continuă într-un mod cu totul nou, făcând astfel ca opera Sa mântuitoare să ajungă la toate popoarele, prin cei pe care îi alege și îi trimite să fie mesagerii Săi, întărindu-i cu Duhul Său și cu iubirea Sa. Înălțarea Sa înseamnă începutul misiunii ucenicilor, înseamnă începutul misiunii noastre. Ce mister surprinzător! Iisus ne încredințează nouă Evanghelia, cuvintele Sale, continuarea operei Sale. El ne invită astăzi să aprofundăm această conștiință a vocației noastre și mai ales să ne întrebăm dacă ne simțim cu adevărat apostolii Lui trimiși în lume,
Dacă suntem conștienți cât de mult ne-a iubit, încredințându-ne nouă misiunea și încrederea să-L reprezentăm pe El în lume. O poruncă divină, un mandat special încredințat oamenilor, încredințat ucenicilor, încredințat nouă. Înălțarea lui Iisus nu înseamnă o îndepărtare, o separare, ci un alt mod de a fi prezent și de a lucra în lume. El continuă să fie prezent nu numai într-un loc sau într-o țară, lângă câțiva oameni, ci alături de toți, de pe toate continentele și din toate timpurile. El este prezent printre oameni, se identifică cu ei, se bucură și suferă cu ei. Este mișcătoare o realitate pe care am întâlnit-o într-o biserică din Germania. Mi-a fost dat să văd o cruce așezată lângă altarul central, un Crist fără mâini și fără picioare. Istoria acestei cruci ne face să ne întoarcem cu gândul la ororile celui de-al doilea război mondial. Mulți au murit, mulți au rămas fără mâini și fără picioare, iar alții suferă și astăzi. După ce s-a terminat războiul, creștinii împreună cu militarii prezenți în orașul Recklinghausen, Germania, au descoperit între dărâmăturile unei biserici această cruce care pierduse mâinile și picioarele, suferind într-un fel cu toți cei care au fost mutilați în acele timp. Neputând să refacă întru totul trupul lui Iisus, militarii, mișcați și impresionați de această scenă, au așezat sub cruce o inscripție. Voi sunteți mâinile Lui, voi sunteți picioarele Sale. Idei dintr-un vechi cântec din secolul al XIV-lea, ca o lecție pentru toți cei ce vor vedea această cruce și vor citi aceste cuvinte. Mi-a fost dat să văd această cruce și să am în fața mea un adevăr impresionant cu care ne-a învrednicit Iisus, adevăr ce este valabil mereu și pentru toți. Să fim noi cei care îl reprezentăm în lume, cu inima noastră, cu mâinile și picioarele noastre, să fim noi cei ce proclamăm iubirea Sa, Evanghelia Sa, să fim noi cei care suferim astăzi în locul Său și să fim noi cei care purtăm poverile oamenilor împreună cu El. Iubiți frați și surori în Hristos, dragi ascultători, învierea lui Hristos este pentru cei ce cred o glorificare, o înălțare și un nou mod de a fi viu, viu pentru totdeauna, viu în cer și pe pământ, viu între oameni, viu prin oameni, viu și activ prin noi. Iubirea Lui continuă prin iubirea noastră. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Eu sunt bucuros acum de suferințele mele pentru voi, iar în trupul meu întregesc lipsurile suferințelor lui Hristos pentru trupul Său, care este biserica, ne învață Sfântul Apostol al neamurilor. Trebuie așadar să nu uităm niciodată că Dumnezeu se folosește de noi pentru a vesti iubirea și Evanghelia Sa și că El rămâne mereu cu noi până la sfârșitul viacurilor. Rămâne prin noi, printre oameni. Acesta e mesajul sărbătorii Înălțării. Dumnezeu s-a coborât din cer la noi, ca apoi înălțându-se în slavă să ne înalțe la demnitatea Sa, să ne asocieze și pe noi la opera Sa de evangelizare și să ne facă părtași de bucuria cerului pregătită ucenicilor Săi. Mă bucur să închei aceste câteva gânduri cu întrebarea unui credincios care a participat în ziua Înălțării la o predică despre cer și paradis. Părinte, l-a întrebat credinciosul mai târziu, unde este cerul sau paradisul despre care ne-ați vorbit astăzi la predică? După câteva clipe, părintele îi răspunde,
în strada Via Verde, la numărul 115. Mergi acolo și vei întâlni cerul. Acolo se afla o sărmană văduvă cu două fetițe înfometate și suferinde. Această văduvă obișnuiau să meargă oamenii după ce ieșeau de la liturghie ca să o viziteze, să o îmbucure și să o încurajeze. Acolo a ajuns acest credincios, făcând o experiență cu totul nouă. După câteva zile, același om îl întâlnește pe preot și îi spune: Vă mulțumesc, părinte, am fost unde mi-ați indicat și vă pot spune că nu numai am găsit paradisul, dar am și intrat în el. Nu știți cât sunt de fericit și ce mulțumire simt în sufletul meu. Unde se află acum Iisus? Unde poate fi găsit paradisul sau fericirea adevărată? Este acolo unde este adevărata iubire. Iar cine o experimentează, numai acela cu adevărat poate intra în împărăția cerurilor și poate să se bucure de fericirea cerească. Cerul începe aici, printre noi, și se află acolo unde ajungem noi, cei care îl iubim și credem în Iisus, care iubim pe oameni cum i-a iubit și iubește El, căci El rămâne cu noi și prin noi până la sfârșitul viacurilor. Amin.